Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, iată că ne întâlnim din nou la Scurt pe 2, emisiunea anunțată de ieri, invitații cel mai probabil îi știți, dar înainte de asta trebuie să îmi fac datoria, ca în fiecare emisiune, să vă spun că sponsorii noștri sunt Morelo, fabricat napolitane, o investiție de 2 milioane de euro în Giurgiu, se fac angajări, napolitanele sunt dulci, conțin și de citină pentru oamenii politici, evident. Să nu uite ce au promis. Și cel de-al doilea sponsor este lanțul de magazine Luci și Iuli, care ne oferă apa noastră cea de toate zilele. E apă rece, e ok, e în regulă. Invitații de astăzi, așa cum au obișnuit intru direct în subiect, invitații de astăzi sunt, să-mi pun ochelarii, prefectul regiunii ruse, prefectul districtului ruse, Borislav Balgarinov, pe care îl salut. Pozdravam vi, dobre dușo. Bine ați venit. Bun v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Și doamna Lili Ganceva, în afară de faptul că e translatorul nostru, o să ne înțelegem ceva mai așa prin intermediari, este și director executiv al Euroregiunii Danubius Ruse Giurgiu. Mulțumesc și eu pentru invitație și înainte de a începem vreau să le rog pe giurgiuvenii și tot care urmăresc emisiunea să le cer prealabil scuze la traducere, că intră în rolul traducere, mai am mult de învățat, vă cer scuze, dar sper să înțelegeți tot ce discutăm astăzi. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Aveam o întrebare pentru tine, că tot te-am prezentat. Zic că tu te predstavi, pitanie. Euroregiunea Danubius Ruse Giurgiu sau Giurgiu Ruse? Că n-am înțeles niciodată. Când n-am sunt niciodată. Pe malul românesc, spun asociația Giurgiu Ruse. Când sunt la Ruse, spun Ruse Giurgiu. Okay. Pentru că mă simt, fiind și cetățen de onoare Giurgiului, mă simt bine pe ambele maluri. Haideți să facem și o prezentare a domnului prefect. Și te predstavim, gospodin August. Născut în luna august, vă spun la mulți ani, n-a trecut mult timp de la... Neodavnă beșe rujdeni, evident, cestit rujdeni, dăstiji fi zdrav. Dumnezeu. Mulțumește, domnul prefect. De profesie avocat, a absolvit Institutul Superior al Ministerului de Interne, a fost membru al Parlamentului în a 40-a adunare națională, membru al Comisiei pentru Afaceri Juridice, vicepreședinte al Comisiei pentru Securitate Internă și Ordine Publică și membru al Subcomisiei pentru Controlul Serviciilor Speciale. A fost procuror. Se vede, nu? După aliură. A fost procuror la parchetul regional din Ruse și anchetator la serviciul de anchetă al districtului. Vorbește rusă și franceză, dar acum o să vorbim română și bulgară. Mulțumim lui Lili. Și doamna Lili Ganceva, director executiv al Asociației Euroregiunea Danubius Ruse Giurgiu, cetățean de onoare al municipiului Giurgiu, asta cred că știți cu toții. Mulțumesc pentru asta. 3-4 ani. Utricei trigudini sunt poștine. A obținut insignia de aur ruse oferită de primarul Plamen Stoilov pentru contribuția adusă dezvoltării cooperării bulgaro-române. Și mi se pare mie cea mai importantă distinție pe care ai obținut-o, premiul Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor Români în Industria Turismului. E un premiu pentru sprijinul așa pe care le-a adus proiectelor transfrontaliere și pentru ghidul turistic al Bucureștiului dedicat turiștilor bulgari, nu? A durat muncă mare și multă și le mulțumesc. Мал кут моето си вича съм автор на пътеводител на Букурещ и член на Асоциацията на журналистите, знаете, и почна гражданка и златна значка. Доме префект, емисиня се намеща Скур пе 2. Господин областен управител, предаването се казва накратко на две, така че няма много-много дълго да си говорим. Ще се бъдем директно. И бих искал директно да ви запитам. Нещо, къде съм релациите, кум ли ведете? Fără să vă gândiți prea mult, cum vedeți dumneavoastră relațiile între autoritățile din Bulgaria și România și autoritățile din Ruse și Giurgiu? Накратко, както казахме, бих искал да кажете каква е вашата гледна точка. Вие как виждате връзките и взаимоотношенията между администрациите на Русе и на Гюргево? Аз първо искам да кажа, че това местоположението ни, където живеем и работим,
Le Rusă și Gârgovo e un bogatstvo za nas. În primul rând, înainte să vă dau direct răspuns, vreau să vă spun că Rusă și Gârgovo sunt poziția în care sunt poziționate pe ambele malul al Dunării. Asta ne, cum să zic, este un succes pentru noi, este o bază pe care este foarte binevenită. Deci totul, văpreci că suntem două narodă, pentru că măcar različni, că suntem două popoare diferite, ne живеm în noi să știm. Noi locuim un loc, de fapt, împărțim. Da, da, da. E hubavu, ce și este foarte bine. Naște prieteni cu tu управляват в Гюргево и област Гюргево и окръг Гюргево, са хора, които имат опит, имат знанията, хора с авторитет и самочувствие. Și este foarte important că oamenii care sunt funcționari la administrație și la Consiliu și la Prefectură și la Primărie sunt oameni foarte bine pregătiți sau experiență care ne lesnește foarte mult. И това, което се случва, ne ajută. Комуникацията между Rusă și Gheorgheva în momentă e tolcuva lesnă și priatnă. Comunicarea între noi este așa de bine, este ușurită și este foarte, merge foarte bine. Ce cu една седмица ние не се видим помежду си. Am ajuns să vă spun că dacă într-o săptămână nu ne vedem, започвам să începem să ne căutăm și simțim nevoia să ne întâlnim și să ne vedem. Така че много ползотворна работата помежду ни. Și cu două cuvinte, este, avem activitatea de succes foarte bună. Da. Tot pe domnul prefect o să-l întreb. Dacă v-ați am înțeles că sunt probleme. Dumneavoastră și bulgarii în general, partea bulgară în general, prina, privat, tot insistă pentru construirea unui nou pod Znaete, nou teme între Giurgiu și Ruse, care să facă most, să faciliteze trecerea, să nu mai fie cozi la tiruri și așa mai departe. În acest context, cum ați colaborat cu cei din Giurgiu? Cum colaborează partea română cu partea bulgară la nivel național? Pentru că podul, până la urmă, на вашето ниво, а и дори на национално ниво, нали, по-високото от вашето, на правителствено ниво. Да, значи идеята за създаването на такъв мост, за изграждане на такъв мост между Русия и Гюргево, втори мост, е необходима с оглед местоположението на двата града. În primul rând, eu din nou repet, poziția, poziționarea ambele orașe presupune construirea încă un pod. Историята говори още от римско време, че тук е минал път. И дака не точим ши ни история încă în epoca romana, vedem și ne aducem aminte că aici a trecut un drum de la din Europa și de est spre Азия. Така че този път и сега има наричат коридор номер 9. Care se spune коридорul pan-european numărul 7. Все още съществува. Încă există. Și e cea mai scurtă rută între Европа și Orient. Най-краткият път между Ориента, както казахте, и между Европа. Между Ориента и от една страна от Егея. Pe de altă parte. Și Егея spre Grecia, Turcia. Така че в тази връзка ние в България поискахме информация от нашите колеги областни управители на области, където преминава този поток. На частта легатура на Амчерут информация дин тоте префектури, дин тоц префект, каре ворбин деспре спре граница ку Греция и Турция, прин тоте дистрикте, прин каре де факт трече друмо, ачес коридор 7. Ей сунт 5 дистрикте, ку 5 префект. И всички от тях заявиха желанието. Ей ау декларат този мост да е на най-подходящото място. Сустин, ка че ама е потривит лог пентру ал дойля пот între Руси и Джурджу сау ал трейля пот пе фронтиера комуна, есте Руси Джурджу. Се паре ка подул де ла Видин, дин гът ам înțeles, кът са конструит атунч, а фост конструит ин дефавоарea унуй пот între Руси и Джурджу. Да, идея ерea са înлеснească айч, кум са спун, трафикул, да, ну са întâmplat. Идеята, наистина, за улесняване на трафика беше построяването на моста при Видин Калафат. Да, обаче, но не то се получи, защото трафика да, наистина не минава. Трафико, но трече около, спунеше домно префект. И то съществуват, както започнах преди малко, такива исторически и от
din нау де че ам репета че ам спус ам инчепут де ла историја ам трекут. Да се движат по този път. Pentru că din nou repet aici este locul, oamenii aici trec, au trecut și aici este locul potrivit. Și ceva mai ca un argument, ca o dovadă, ca politica țara noastră. Основни и магистрални пътища да бъдат създадени. Și toate drum autostrăzi magistralele care se construiesc. Руси, Велико Търново, Габрово. Велико Търново, Габрово. Под Стара планина. Суп Мунци и Стара планина. Вои фи конструите тунеле. Които ще насочват трафика към Care de fapt ajută la acest трафик, care евентуал va трече. Да, трече de fapt. И това не е пожелание само да завърша. Това не е пожелание. А в момента вървят процедури. La ora actuală nu sunt numai cuvinte pe care vi le spun. Nu, noi am ajuns la nivelul la care acum urmează să aibă loc un concurs pentru licitație, cine va câștiga concursul pentru a se apuca de treabă. Dumneavoastră, ca om cât de administrație, dar și ca om politic, când vedeți gata un pod aici? Cu capul vașii nenie, ви се вижда така и смятате, че би могло наистина втория мост да стане реално. Дайте ли интервал да тим? Някакво време, времево измерение. Кога може да започне процедура или кога може да бъде изграден? Кънд се începe процедура, сау се фие гата подол. Nu să fie gata podul. Няма да бъде готов. O să fiu drăguț cu dumneavoastră și vă spun că... Ще бъде, да, любов съм да кажа. Аз смятам, че до 3 години ще имаме решение на двете правителства. Този мост... De между Русия и Гюргево. Eu cred că în 3 ani vom avea răspunsul precis că podul trebuie să fie aici, între Rusia și Giurgiu. Миналата седмица министър-председателя... Съптămână trecută, prin ministru a Bulgariei, на въпрос в българския парламент... A avut fiecare vineri la noi în parlament se ивеще prim-ministru și guvernul și răspunde la parlamentari. Потвърди добрата ни комуникация. Și prim-ministru a spus la microfon, în parlament și toată țara asculta că acest pod va exista și că între Rusia și Giurgiu este necesitar да има изграден друг мост. Să fie construit al doilea pod. Da, vedem cu toții ce se întâmplă la graniță. Viждаме всички какво се случва всеки ден в Гърция. Sunt afectate și turismul, sunt afectate și afacerile. Afectirea turism, afectirea и хората на бизнеса. Я сметам, че това ще го решим скоро време. И я укрет, че съм конвинс, ка в фуарте скор тимп ва фи резолвата чест проблем. И няма да допуснем разбира с ръководството. И я то, че депинде, но нумай де мине ши де екипа администрация, да ши, бинем целе ши ин легатура, ши ин релации ку консилиу жудецян, ку жудецу Джорджу, ши ку префектура. Това наказание за всички пътуващи. Pentru ка această небуние pentru тоц каре калатуре ши фолосеск ачест пункт де трече. Да бъде премахнат. Să fie eliminat. Da. Ne simtem. Lucrăm în fiecare zi. Pentru eliminarea nebunii am înțeles aceste nebunii din punctele de frontieră și probleme în graniță ta между Bulgaria. Разбрах, че faceți demersuri. Să știu că și vreau să știu în ce stadiu sunt demersurile pentru un feribot, mai ales că podul va intra în reparații, cel puțin pe partea bulgară. В контекста на казаното за моста бих искал да ви попитам, защото имам информация, че вече се правят и стъпки и се прави необходимото за рестарта на фериботната връзка и в контекста на освен на опашките и на това, че българския участък от моста в край на годината ще е влезе в ремонт. На какъв стадий да ни кажете накратко и това? Сега да ви кажа първо във връзка, да завършим с моста. Каса термин Куподо ще имедиатно разпунт. Дупа идея домнули Беяно, președintele Консилиу Жу a fost înființată o echipă care lucra, care deja a început lucrări pentru idee de proiect, studiu de fezabilitate pentru construirea acestui pod nou. Така че, să fim pregătiți. Așa că în această legătură eu sunt convins și știu și cred că vom fi primi. Ще бъдем новатори. Vom fi primi, vom fi inovatori. За начина на построяване на този мост. Pentru felul prin care va fi construit acest pod. Двете държави едновременно. Ambele țări. Împreună, nu una după alta sau да работят пред Европейската комисия. Și la Comisia Europeană
за финансиране на такова съоръжение. Пентру а обține финансиране. Și финанțare, да, această construcție, acest obiect. Така и за ферибонда. Заради така. Това... De aceea... И за да може да се улесни трафика... Va fi înlesnită trecerea și traficul pe punctul de frontieră Ruse Giurgiu, noi am luat decizia și ne-am hotărât să facem tot demersul pentru restartul la feribotul între Ruse și Giurgiu. Noi am ajuns foarte departe în sensul bun și săptămâna trecută ние направихме среща. Noi am avut întâlnire comună между пристанищна инфраструктура, cu reprezentanții administrațiile portuale, cu directorul general, с господин Беяно и аз, cu domnul Беяно și domnul prefect, и се договорихме в края на седмицата, ne-am înțeles, de fapt, la sfârșitul luna aceasta, septembrie, да бъде изградена смесена българо-румънска комисия mixtă bulgar-română, care, така не е създадена от много години. Pentru că de mulți ani n-a fost... Nu a existat, da, n-a funcționat. Exact, da. Comisia може dar да разреши, numai comisia din acest fel poate rezolva да съществува така феребота връзка. Și să ajute la rezolvarea și restartul la linia de feribot. Nu depinde numai de autoritățile locale? Nu, защото това не зависи само от местните власти. Разбира се, да. Din păcate, bineînțeles. Și din păcate, nu. Pentru că, în sfârșit, ar trebui să avem și semnăturile la organele centrale. Și... guvernamentale. И за това, de aceea, както за новия мост, așa cum v-am spus și pentru al doilea pod, și eu sunt convins și cred încă o dată, repet, că va fi construit. Noi cu oamenii și colegii de Giurgiu am semnat și un acord de colaborare în care fiecare din conducere centrală да види, че е заявена обща sau acest acord e dovada pentru relațiile între noi, pentru felul prin care noi lucrăm, pot urmări toate pași care au fost făcute și ce urmează de făcut. А относно ремонта на българската страна на Дунав мост? Dar dacă m-ați întrebat ce subliniat și de reparațiile, de fapt spre iarnă intră partea bulgară în reparații. Смятам, че той ще започне през пролетта на 2022 година. După ultimele informații, va începe la primăvara anului viitor. И до тогава трябва да започне. Și noi până atunci ar trebui obligatoriu să facem restartul feribotul, măcar. Pentru a să nu, cum să spun, să nu greutate mai adăugată. O să fie traficul mai greu, da, doar cu feribotul, da, dar... Da, toi pac ști băde, ști să ști suvă trafică, nu se pac ști băde, da, va fi puțin măcar ușor înlesnit. Da, da. Voiam să te întreb, Liligan, ceva. Mene se ca ști mi-e pitat. Euroregiunea Danubius Ruse Giurgiu, da, a fost făcută după un model între Polonia, o localitate Germania, din Polonia, da, și Frankfurt pe exact, Oder. Exact, da? Da, la Via, okay, Drina. Ei, da, au făcut și un pod, da, peste, știu, peste și studenții Oder, trec, nu? Un pod peste fiecare Oder zi, da. Sper să și ajungem să întreb, și noi. Euroregiunea Danubius, cum se implică în aceste proiecte mari? Da, eu vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că, siga, pitanie tu e, să-ți dai genis mea pe modela na Via Drina și te vei prevede след това, da, как е приноса на еврорегиона. Știți, eu vă mulțumesc pentru această întrebare și pe scurt spun că foarte important, suntem ONG. ONG, știți, ați fost la înființarea în 2002, după propunerea Consiliului Județean Giurgiu și Prefectura Ruse, care ar trebui să realizeze tot ce înseamnă colaborare transfrontalieră. Este ONG care este foarte important pentru că face toată logistica, dacă mă întrebați. Și vă dau un exemplu cât de important este Euroregiunea Danubius, pentru că și în situația actuală politică, din punct de vedere și în România și Bulgaria, la toate schimbări politice... Nu știu unde e mai rău. Nu știu și nici nu vreau, că v-am spus că mă simt și aici și în Bulgaria bine, da, da. Foarte bine. Dar Euroregiunea este ajută după fiecare alegeri, indiferent dacă sunt locale sau parlamentare,
să există continuitate. Acest cuvânt este foarte important și eu le mulțumesc tuturor prefecți, președinții de Consiliul Județean, primarilor care în aceste 19 ani de când există Euroregiunea și ei au înțeles care este rolul Euroregiunii logistică, să aibă grijă să pune, să se cunosc cu oamenii între ei după fiecare schimbare. Bineînțeles, foarte mult ajutăm și la contactele, nu numai între administrațiile, între instituțiile culturale, între alte ONG-uri și pentru proiectele care sunt foarte importante. Pot să vorbesc încă mult, dar ați spus pe scurt. Poți să vorbești foarte mult, dar emisiunea se numește Scurt pe 2. Am răspuns bine? Aproape ca un politician. Bine, nu candidez de deputat. Da. Vreau să vă întreb, în contextul, am văzut că în contextul pandemiei... pentru Euroregiunea Danubius sunt proiecte care nu au mai continuat din cauza pandemiei. Da, sau puțin s-a prelungit terminul de realizare. Da. Și voiam să-l întreb în acest context pe domnul prefect. Da. Care sunt măsurile care se iau, nu în Bulgaria în general? Sunteți considerați zonă roșie. Ca vecin, din păcate. Da. Ce măsuri se iau în Rusie? Първо на отговора на отговорих, че ролята на Еврорегиона е да има приемственост и да няма прекъсване след всички политически промени. И тъй като говорихме и за това, че има много проекти в условията на пандемия, подаваме към вас топката. Много от проектите, знаете, че или бяха спрени, или пък просто поискахме срокове за удължаване. Та в контекста и на пандемията, не е толкова на национално ниво, какви са мерките, още повече България влезе и в червената зона, какви са мерките, които като областен управител, въобще областна администрация, институциите в Русия, какво се прави в контекста на пандемията и коронавирус. Мерките не са по-различни от тия, които се прилагат и в Румъния. Масурите, care de fapt noi le avem la noi, nu sunt diferite, nu fac diferență mare între, da. Мъщиле, да, спалаля по мъйн. Да, разстояние между хората. Дистанция între oameni. Но аз смятам, че основното, което трябва да се акцентира, е контрола. După părerea mea, principalul este controlul care se... Control și testare. Fiecare instituție care este obligată și de fapt răspunde de un segment din această rețea să efectuează controlul necesar. За изпълнение на заповедта на министра на здравеопазването. Pentru toate ordinele, deciziile, tot ce se ia. Както нашите заповеди, които се Precum și ordinele care sunt pe loc local al prefectului, al primarului. Pentru că noi așa disciplinăm oamenii. Да пазят себе си, да пазят близките. În primul rând, ei respectă pe sine, au îngrijire de sine și de ăștia care sunt alături. Poate singurul lucru bun al pandemiei pentru popoarele noastre e faptul că ne-am învățat să ne spălăm pe mâini. Може би е каза mai единственото хубаво нещо, поне за сега от пандемията, за двата народа е, че се научихме да си мием ръцете. Това е едно от всичките неща. Unul din toate. Аз смятам, че станахме и по-дисциплинирани. Да, домнул префект спуне că mai дисциплината am devenit. În contextul pandemiei. Și vaccinarea este foarte important. Din păcate, за съжаление, și Bulgaria și România stăm slab la vaccinare. Така, доколкото знам, и България, România, тук нивото е ниско на вакциниране, доколкото е известно. Учитам, че проблем е о проблема. Е доверието на хората към институциите, които управляват тези процеси. După părerea, domnul prefect spune că, de fapt, neîncrederea în vaccinare vine vina este instituțiile din care depinde, pentru că ei nu au făcut... Nu știu cum să explice și nu a pus la dispoziție informație destul de multă și care să te pune să crezi că asta e varianta. Este soluția. Este soluția pentru vaccinare. Și bineînțeles, da, și felul prin care de fapt este informația adusă la cunoașterea oamenilor. Credeți că va afecta Vierovă, știu eu,
traficul transfrontalier, ăsta micul trafic, adică giurgiuvenii mai veneau în Rusie, mai vizitau ceva, un obiectiv turistic, știu eu, cei din Rusie veneau, mai veneau pe la noi, va afecta grav valul 4. И, за съжаление, сега и пита дали това ще афектира този малък трафик, ще даде отражение на четвъртата вълна, в която вече започнахме. Аз смятам, че не трябва да се плашат хората и трябва да свикнем с съществуването на такава пандемия. Парирам ям приморън, врял се възпун камия, но плаче, ламени са фия стресац. И трябва да намерим правилния подход. Ной трябва са, ной линищиц, са но фачем паника, да са стрес, стрес, са фачем афачеря, са фачем туризму. И дар, да продължаем да живеем ши нормално. Ши са трăim нормал. Să încercăm să, să încercăm să trăim normal. Da, da, este împotriva stresului. Da. Nu prin măsuri care stresează și da. În sfârșit, efectuază. Un oficial care spune acest lucru. Da, и това го казвате вие като официално лице. Foarte, да, защото ние... Да, pentru că noi... Наша, една от ценностите... Не само на нашите държави, а на Европейския съюз. Чева, care este tipic, nu numai pentru și care ne ține, este de fapt un deviz, nu știu cum, motto, pentru, nu numai pentru țările europene, dar majoritatea din țările este circulația liberă oamenilor și mărfuri. Și a produselor, da. Ne trebuie să produsim și să hrănim. Trebuie să păstrăm această, acest scop și să dezvoltăm și să ne dezvoltăm în această direcție. Măcar în condiții de pandemie. Da, nu știu cum e la dumneavoastră în Ungaria, ne знаю, как dar e în România, cred că viarvăm isteria mass media face mai mult rău decât, mai decât bine. Mass media se създава повече истерията. Какво ви е мнението и така допринася за тая истерия? Аз преди малко му казах, че недоверието в институциите, които ръководят тези процеси, е вследствие точно на това говорене. Vreau să vă spun și mulțumesc pentru această întrebare, pentru că, de fapt, ce a spus, mass media este puțin de vină de stresul, de această nebunie care oamenii se simt așa stresat. Anul trecut, în lunile april-mai, Aprilie-mai, instituțiile bulgare, de care depindea și, de fapt, care a fost managerii pandemiei, vorbeau așa za trupuri, pentru morghi. Morți, foarte urât vorbeau. În fiecare zi ne stresă cât, au decese, cât... Ce това наплаши страшно много хората. Și asta, de fapt, a speriat foarte mulți oamenilor. И те не знаеха по какъв начин да предпазят себе си и близките. Nu știau unde sunt și ce să fac, cum să se, cum să spun, ce măsuri, da, ce să facă, да, ce măsuri să ia. Затова казвам, че начинът на управление не беше правилен. Și de aia spun că a fost greșită făcută. Anul trecut, în acest fel, la începutul. Și da, aveți dreptate că este de vină și mass media. Isteria care au creat-o. Trebuie razumno obiecțiune. Trebuie așa mai liniștit, cu multă informație și numai cu exemple pozitive. Vă dau un exemplu, apropo de exemple da, pozitive. Da, mi-e să положителни примери. Atâți îmbolnăviți, atâți morți, dar niciodată atâți vindecați. Много малко наблягат колко са спасените. Така е, дори așa este. Și mai аз след като станах областен управител, eu după ce am devenit pe funcția prefect, в нашите справки не искам да информациите и статистика ностра я ам рефузат, че нам врут се екзисте. Колко човека са починали? Кът алфот дечесели. Защото няма категорични că... данни, Datele nu sunt categorice, că ei s-au stins din viață numai din cauza pandemiei. Da, de, de COVID, scuzați-mă. Така че ние наблягаме на положителния подход. Noi subliniem și metoda prin care el gestionează prefectura și administrația pozitivă. Control на институциите, Bineînțeles și control la toate instituțiile de care depinde. Școala, училището, începerea школи, се трече din nou online, cum se procedează în Bulgaria. Da, pe 15 la noi începe. На 15 започва първи учебен ден. Как смятате да започне? Какво мислите в тази посока? За наша голяма радост,
Pentru bucuria mare, pentru Училището noi. Започва присъствено. Începem real, cum se spune, cu prezența. Prezența. Стигнахме до извода, че Am ajuns la concluzie că și părinții, și професори, а вече по-големите деца, да, bineînțeles, și elevi mai mari, че реалното обучение реал, е присъствието в училище. Школа реала, физика, în школа, nu prin distanță, este mult mai bună. Така че ние в утрешния ден започваме prima zi de școală, с подаряване на цветя на учителите. Începem cu flor pentru profesor, и с голямо cu zâmbete și cu mare dorință. Și nerăbdare. Și cu speranță. Și speranță, и надежда. Și cu rezultate bune, spune domnul prefect. Și все пак това е бъдещето на нацията. Da, pentru că de fapt ei sunt viitorul fiecare popor. Da. De ei trebuie să avem grijă. От тук за тях трябва да имаме най-голямата грижа. Îl lăsăm puțin să odihnească pe domnul prefect. Da. Господин Обустен. Și voiam să-i dăm de Euroregiunea de anul vis. Da, cu plăcere. Pe 29 septembrie e aveți adunare generală. Da, așa e. Euroregiunii. Ce se va întâmpla acolo? În primul așa, rând, da, punește prețului obștutul събрение на 20... Bine, da, îi traduc după aia. Da, pe 29 urmează și eu mă rog în contextul pandemie să avem adunare fizică, pentru că anul trecut a fost online, da. Pentru că, așa cum am spus, după alegeri avem schimbări și pe partea bulgară, avem nou prefect, domnul Beianu a venit sau vreau, primari sunt schimbați în primul rând la adunarea generală, ne vom vedea cine este. Da, 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 cu noi, da, cu, după toate schimbări. Bineînțeles, la adunarea generală ne facem raportul activitatea pentru anul trecut, ne facem planurile pentru ce urmează. Este adunarea foarte importantă și pentru că începe noua perioadă de programare. V-am spus că proiectele sunt foarte importante și fiind membrii fondători primării, care sunt și înfrățite, pentru ei este foarte important, pentru ei sunt importante proiectele. Dar, nu știu, pot să spun două cuvinte de GLAC, ceva... Sau, oricum urma să te întreb și de bine, GLAC. Da, la adunarea asta ne facem... GLAC-ul este ne vedem, o ne cunoaștem pentru agricultură, nu? Da, mixtă. Așa mixtă. Cum acum da, da, da. Urmează să fie și de transport, o comisie care deja 11 ani există, este unică pe întreagă frontieră bulgaro-română. Și da, s-a alăturat și districtul Silistra și probabil una din primele ședințe va fi în districtul Silistra. Pentru, de ce este cu două cuvinte, GLAC-ul este foarte important, Comisia Mixtă de Agricultură, pentru că membrii permanenți sunt Agenția Plăților la Agricultură, Direcția Sanitară Veterinară, tot în oglindă, dar depinde de tema care se discută, pentru că sectoarele în agricultură sunt foarte multe. Noi invităm oamenii din sectorul care este pun pe ordinea de zi, pus, și le punem oamenii să se cunosc unul altul, mergem și la teren, vedem și care e afacerea, dacă e apicultor, dacă e cereale, sunt multe. Da. Pe domenii. Pe domenii și de fapt le ajutăm foarte mult să se cunosc, după care ei intră în relații, fac parteneriate, depun proiecte. Da, pot face afaceri împreună, da, sigur. Da, așa cum este cea mai ușor și cea mai mare activitate, Euroregiunea are în domeniul de cultură, pentru că acolo se depășește mai ușor limbajul, diferență în limbi, pentru că arta, muzica... Înseamnă că îl ajutați aici dumneavoastră și cu Euroregiunea și cu GLAC-ul, îl ajutați pe domnul prefect. Exact, și unul din instrumentele, de fapt, pentru Българ-Румънската земеделска комисия всъщност е един от инструментите и за областна администрация, и за областния управител, защото и пентру Консилиу Județean, и пентру Дистрикту Русе, и Județul Giurgiu. Am văzut, parка și la voi, că ieri parcă ați avut de agricultori, am văzut-o și pe Piața Volant. Da, a fost foarte frumos. Mm-hmm. Da. Da, și se permanentizează, și am văzut. Ajutăm și dezvoltăm, ajutăm foarte la adunarea generală, ce multe, eu nu știu ce să subliniez, dar cea mai importantă este că ajutăm. Și se schimbă și președintele, parcă așa am înțeles. Da, bine că m-ați întrebat, ce asta acum preia la 2 ani,
cum după statutul nostru, acum trebuie să ia președinția domnul Beianu, partea română. Da. 2 ani partea română, 2 ani partea și la GLAC, la 6 ani, președinția este unul din subprefecții în căruia, cum să zic, angajamente este sectorul de agricultură. La 6 luni este unul din subprefecții și unul din vicepreședinții la Consiliul Județean. Legat de ceea ce discutăm noi, aș vrea să-l întreb pe domnul prefect. În contextul în ceea ce tu vorbim, cât de mult contează faptul că euroregiunea sau localități se înfrățesc, localități de graniță sau din Bulgaria cu localități din România și invers, din România cu localități, înfrățirea lor. Da, cât de important este. Cât de important este pentru pentru proiectele de dezvoltare pe care și le propune domnul prefect. Da, și răspunde și domnul prefect și vă spun și eu. Da. И ви отговорете, я ще добавя. Доколко важни са тези побратимявания между общините от български общини и Гюргевски и то в контекста на проектите? Кажете ви и след това я ще добавя защо е важно. Аз мятам, че първо те са особено важни от към това ние да опознаем и нашия бит, култура, поведение и нашите управляващи. În primul rând, aceste înfrățiri sunt foarte importante pentru că ei ajută și să ne cunoaștem cultura, să ne obișnuiem cum trăim, obiceiurile, tradițiile. А възможността за Дар, посибилитатя съвместни проекти pentru a crea și candidat cu proiecte comune. Един допълнителен инструмент. Este de fapt un instrumentariu sublinia în binevenit за развитие на местните dezvoltarea tradiții, infrastructuri. La toate și pentru infrastructură și pentru tradiții le ajută pe aceste primării comune de depunerea proiectele depinde care sunt necesitățile la fiecare primărie, că și proiectele sigur. Sunt unde se cadrează, exact, unde sunt eligibile. La noi, în primul rând, este pe programul Interreg 6A acum va fi între România și Bulgaria și nu mai adaug ceva, să am și dubave nești cam това, de ce și primăriile vor înfrățiri, pentru că se știe că înfrățirile ajută mai mult și ajută și aduc și puncte când depui pentru proiecte. Pentru că tu, de fapt, primăriile înfrățite sunt o dovadă că deja există un parteneriat și beneficiarii au încredere. Ei se cunosc, nu se văd de prima dată, pentru că, din păcate, domnul Deconescu, vreau să vă spun că sunt proiecte care nu s-a rezolvat și nu s-a dus în capăt pentru că s-a certat, așa, în ghile mele, parteneri și se întâmplă și lucruri neplăcute. Da. Cât de mult vă bazați pe dumneavoastră ca instituție, cât de mult mergeți pe proiecte care vizează turismul? Pentru că în zona ruse, în districtul ruse, sunt obiective, în jurul districtului sunt obiective turistice. Доколко господин Българинов така не разчитате, а държите на туризма, защото все пак ние знаем, че има богато туристическо наследство, има много разнообразно туристически обекти, говорейки нали за проекти, доколко и това ви стои на дневен ред? И комисия имаме. Аз смятам, че основните приоритети за развитие на нашата страна принципалеле приоритет pentru dezvoltarea țara noastră. Селско и туризъм. După părerea domnul primar sunt agricultura și turism. И за това de aceea, сериозно внимание отделяем за развитието на туризма. Foarte serios, noi ne uităm la turism, la dezvoltarea turismului în districtul Rusei. Все още съществуват места încă и, sunt locuri care и част от нашата история, които și o parte din istoria noastră опознати от нас българите, care nu numai noi încă nu le cunoaștem destul de bine, ce să vorbim și pentru turiști care vin din străin. Ние изготвихме областна стратегия за туризма. Am lucrat foarte mult și avem o strategie pentru dezvoltarea turismului în districtul Rusia. Este deschis, un document deschis, care poate fi dezvoltat, adăugat, schimbat,
în fiecare că... clipă. Și în această legătură... Smeată-mi ce prezentarea sau de noi. Eu cred că prezentarea la numai o comună, ili un municipiu edno, sau... Numai un eveniment nu este destul. De aceea, mreja, noi am încercat să creăm o rețea între primăriile, toate primării comune în districtul Ruse, și din districte în vecinătate. Тази мрежа, și această рețea va ajuta să arătăm turiștilor momentele importante în dezvoltarea țara noastră, culturna, nu numai din punct de vedere istoric, dar din toate, și cultură, folclora, dacă doriți, de ce nu, și artă culinară, da. Da. Ce sărmăluțe aveți și cu zunaci. Scuzați. Ce dulceață de trandafiri aveți. Ani că cu slat cu trozii mă necază господин Diaculescu. Eu cred că aceste lucruri ne va ajuta foarte mult să ne apropiem, să ne cunoaștem. Popoarele. Și o să ne da, va fi o posibilitate. Gostiți în oblast Ruse. Toți turiști care vin din străinătate, oaspeții noștri, să rămân cât se poate mai lung timp. Avem și case în localitățile mai micuțe, sate, avem locuri de cazare, casă de familie, pensiuni spuneți. Da. Cât predlagați nevăruată cuhnă. Care au și bucătărie excelentă. А също така и да, представя și... част от фолклорните ни традиции. Вам încă o dată repet, care arată și prezintă și o participă o parte din folclorul nostru. Работим много активно в Лукрам фарте актив și în acest domeniu, turismul. Защото смятам, че е много важно. Repet încă o dată, după părerea mea, este un sector, un domeniu foarte important. Ако не е най-важното. Să nu spun că este și cea mai important. Da, cred că cel mai important. Știți, și îl felicit pe domnul prefect. Pot să spun ceva prefect? Afară da, de da. Așa care întrebări, măjuri și nărușesc scenarii. Când l-am văzut de prima dată, nu știu cine, nu, aveam o delegație din România, mahmi delegație от România, не помня кой. Și vorbim. Și domnul prefect, когато казахте, че на първо място не поставяте инфраструктурата, аз хвъц на култура. Да, да, да. Домнул префект а спус ка приоритățile fiind pe postul de prefect, n-a început cu infrastructura și probabil asta și voi acum rămâneți. Nu că nu este importantă. El a spus cultura, turism, infrastructura. Sau că da, noi da, suntem da. Obișnuiți să începem să fie cu infrastructura. Cu infrastructura. Da, cu infrastructura da, domnul prefect spune, bine, de ce avem infrastructura dacă nu avem oameni? Păi infrastructura să ducă și, nicăieri? Și, da, infrastructura te zăcăde de vodi. Căm niștutu? Dacă e, da. Da. Am închis paranteza, da, scuzați-mă. Voiam să-l felicit pe domnul prefect. Pare, și nu știu, trebuie să-mi confirm tu, Lili, da? Pare un personaj hotărât și care, știu, nu ține cont de... Știți că eu vorbesc foarte deschis, da. Știu că nu știu câți oameni acum urmăresc emisiunea, каза, че вижда като много точен и много такъв човек и аз сега ще кажа моето мнение. Го знаете. Știți, но întâmplător am spus că este al 8, pentru că președinția Euroregiunii este prefectul și președintele Consiliului Județean. Când a venit noua conducere la noi după alegerile, actualul prefect, v-am spus că sunt tare mulțumită, este om de treabă și este venit pe 20 mai, este în funcție de prefect. Nu vreau să spun nimic ceva rău pentru care au trecut, dar este om de treabă așa, și voi ați văzut. El, nu-i place să vorbește mult, puțin, dar ce spune se ține pe scurt cuvânt. Pe doi. Scurt pe doi. Exact. A, vedeți, am ajuns la titlul emisiunea voastră. Da. Ești membru în Asociația Scriitorilor din... Ziariștilor, da, în domeniul de turism. În domeniul da, turismului. A fost o onoare mare. Ai făcut și un ghid al Bucureștiului pentru turiștii București. Bulgari care ajung acolo.
Când o să faci un ghid al județului Giurgiu, al obiectivelor turistice din județul Giurgiu, tot pentru turiștii bulgari? Cu mare plăcere, nu știu că depinde, trebuie să am timp. Îți oferim noi tot sprijinul. Mulțumesc din suflet, dar o să există o surpriză, o surpriză o să avem pe adunarea generală de cărți legate, dar nu spun, mă opresc aici. Eu am devenit membru la asociație după ce a devenit fapt ghidul Bucureștiului și le mulțumesc dânsii de la asociație. Urmează adunarea lor generală în octombrie, la care suntem invitați cu domnul prefect. O să avem posibilitatea să prezentăm o părticică din obiectele turistice la acest eveniment mare. Eu vreau să scriu și istoria religiunii, dar ea probabil va fi 5 volume, nu știu, nu mi-ajung, nu știu câți ani să scriu. Pentru Martina. Pentru Martina, da. Vorbim de turism, vorbim de turism. Haideți să vorbim și de bani. Haideți mă acuză păridă pe guvorim. Asta înseamnă că turismul ar trebui să aducă bani. Uznăceavă ce turismă trebuie de noi pări. Moneda națională, leva, sau dacă ar aduce euro? Pentru că am văzut că Bulgaria face pași hotărâți să treacă la moneda euro. Как и подобретези приходи да са в лева или в евро, защото виждаме, че България прави поредните стъпки за влизане в еврозоната. Тоест, кое повече ще е печелившото евровата, левовата, народа, хората подготвени ли са за преминаване към еврозоната? Медиото се казва ранечко ни още. Să vă spun că este cam de vreme și pentru noi și pentru voi. Da. Ne e cum de работим da, за това. Да, е bine să lucrăm în această direcție. Pentru că asta ne va da posibilitatea mai ușor să trecem frontierele oriunde sunt în Uniunea Europeană, să ne așteptăm și vom avea surse care să folosim, nu acum să stau și să fie o rezervă. Но мисля, че трябва да извървим май авем дром. Да подготвим економиките си. Да прегатим ши економиите наши, доменио економик, ка са ажунчам на моменту, ан каре са фим ман стари, са платим ку евро. Да, аша е. Така е. Аста е пареря. Да, и греу ши пентру ной, и греу ши пентру българите. Да, и наистина е и за българите, и за румънците е по-трудно и по-тежко. Fica ta, Martina, e acum la BTA, nu? Da. A plecat de la Nova și da, este la BTA, la Agenția Națională de Știri a așa Bulgariei, este coordonator, am înțeles. Da, la toată media, mass media în lume, da, bulgară. Mass media bulgarescă din lume. Pentru diaspora. Da, da. Și vreau să te întreb, aveți meserii apropiate până la urmă. Tu lucrezi foarte mult cu mass media, ea lucrează în domeniul mass media. Lucrați amândouă, mamă și fiică, lucrați cu informații. Vă da, ajutați cu informații? Da, zămărtincă. Ne ajutăm, mai mult ea mă ajută, că ea este mai informată, fiind și nivelul ei, dar mă sfătuiesc cu ea și este, sunt tare mândră cu ea. Mă bucur foarte mult. Și ea iubește România. Și da, și făcut traducere. A făcut traducere, nu spun că a spus că nu este emisiunea politică, nu spun cartea lui cui a tradus. Da, cartea președintelui Iohannis, pas cu da, pas. Da, da, asta nu este. Nu, știți, am prietenii care când am postat poza mea cu Iohannis, v-am spus că eu direct spun ce gândesc. Bineînțeles că nu toată lumea îi place de Iohannis, dar pe mine așa, nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează faptul că fata mea a tradus cartea lui președintele. Mândrie de părinte. Da, da, asta pentru eu sunt părinte, eu sunt mama în primul rând, da. Dar aveți dreptate, mă ajută foarte mult. Vreau să vă spun, dacă îmi permiteți, Euroregiunea lucrează foarte bine cu ambele ambasade. Ambasada română la Sofia și ambasada bulgară la București. Mâine seara suntem cu domnul prefect la ambasada română la un eveniment și a venit o Brânduș, da, doamna ambasador Brânduș Predescu, cazăm când ești hodim utre.
Și ea este de scurt timp în Bulgaria, este îndrăgostită de Bulgaria, văd și ce postează pe Facebook, dar este foarte deschisă și vreau să vă spun că e foarte important și în activitatea Euroregiunii și administrației, le-am invitat-o și la adunarea generală, vom înțelege mâine dacă vine. Și asta ne ajută foarte mult și aici Euroregiunea tot așa este legătură pentru că ea este a șasea ambasador cu care Euroregiunea lucrează. E important să existe cineva care să ține, eu spun pur și simplu ca nasturul ăsta care ține aici închis, nasturul care le strânge pe toți și le ține împreună. Da. Nu, nici în această vârstă de dopolnă. În această legătură, domnul prefect. Благодарение на Мартина. А, мулцумир, Мартиней. Новият директор на Българската телеграфна агенция. Нов директор на агенция, който се дус Мартина. И в град Руси. О, я уитат со штире, каре акум аут. Оса е бил бюро на Русе. Ние се срещнахме с директора на... Се антонит домнул префект, ку дом директор. На БТА и в скоро време ще има... Și urmează să aibă ofis pentru acest... Avem un birou și la Ruse. Nu ea, dar au corespondent și la Ruse. Открыването, аз ще си позволя да ви поканя вашата телевизия. Și o să fiți invitați la Panglica când се тае. La Panglica și poate facem și o colaborare. Da, asta a spus. Ce hubă! Am început să înțeleg bulgară, ai văzut? Începeți să învățați bulgară. Spuneam că nu o să vorbim politic, dar o ultima întrebare, domnule. Казахме, че няма да говорим за политика, но позволете-ми още един въпрос. Cum vedeți dezvoltarea și în Bulgaria, și în România, și cum văd concetățenii dumneavoastră dezvoltarea și cum văd mersul dezvoltării pe, să zicem, în ultima perioadă de un an de zile. E mai bine, e mai rău, excluzând, dând la o parte pandemia. Така като позицията, нали, която сте в политиката, можете ли да направите един анализ, или т.е. какво е вашето мнение, как се движи политическия живот, нали, тук в по-близкото минало, сега как сме и на къде вървим? Какво е вашето виждане? Ами за България мога да кажа, защото имам преки впечатления. А пентру България пот са възпом, пентру ка ел сунта наунтру от тате процеси. В който се оказа, че е необходима корена промяна. Am ajuns la un moment, la într-o perioadă la care se vede că trebuie o schimbare generală. E crainul vreme. Și trebuie definitiv oamenii care sunt pregătiți, oameni cu minți, care sunt învățați cu posibilități, deștepți. Ei să trec pe posturile necesare și mai... Ei să devin nou la... arătând și folosind toată experiența pe care o au. Този пример го имам в близката история. Acum, nu în istoria depărtată, когато сме били управлявани от такива хора, când noi am fost gestionați la guvernare, au fost oameni. Пример за това е Русе. Este, și vreau să vă dau un exemplu de Русе. А не както сега. Nu cum este la ora actuală. Да не управляват протежета. Din păcate, nu știu, протеже се омал чинева. Да, да, да. A fost, da, pentru că ești omul, nu știu, cărui și este pus... Se întâmplă și la noi la fel. Se pune pe un anumit post și... Пример за това е, конкретен пример е днешното служебно правителство. Un exemplu bun, нали, добър пример. Да, добър пример. Un exemplu bun este actual guvern, care este guvern interimar, știți că urmează... Където са събрани професионалисти. Numai професионалисти. С различни професионалисти. Sunt diferent, технократи, да. С различни експериенци. Sunt din... Насочености. Диферите партиде, но sunt dintr-un партид. Fiecare are... Un fel de guvern de Uniune Națională. Da, като... Обединението. Но със желание и с възможности. Ку доринца, ку посибилитет, сунт ин старе, да, са дук България антро дирекция мут май буна. Спирано шпир домени Спиранца. Да. Аз смятам, че това е формулата. Ши уамени сим щит за успех на всякъде. Domnul prefect spune că oamenii din acest gen, de a vă dat exemplu actual guvern, că așa trebuie să mergem de aici în viitor.
И може, да им кажа ли, че с най-висок рейтинг са сега, даже да, като... Și Daug, că când se fac sondajele, de la începutul la acest guvern despre care v-a spus domnul prefect că interimar, are prin sondajele, nu știu dacă în ultimile ani am avut guvern care a ajuns la așa de rată, se spune, un procent da, da, așa da, de încredere. Un procent mare de încredere. Încredere, indiferent, v-am spus, așa cum a subliniat domnul prefect, indiferent ce partid. Și atunci de ce mai faceți alegeri? Asta ne gândeam. Tugași tot și prea ne zburi. Така е партийната система. Așa este sistemul partidelor. Da, демокрацията не е измислила да, плюс по-добро от партията. Демокрация, asta creia. Макар, че това е вече... Макар, că și asta este o altă temă, așa... Nu este locul aici de... Vă mulțumesc tare mult, a fost foarte am interesant. Terminat? Am terminat azi cu două ore. Așa de repede. Da, mai sunt 5 minute, oră fără 5 minute. Da. Da. Nu cu vii, bulgudărea. Acum, dacă domnul prefect vrea să spună ceva, să transmită ceva... Искате да кажете още нещо, господин областен послание, някакво да отправите... Пентру цей ги Русе, за тези от Русе, за хората от Гюргево... За властите, за представителите на нашите приятели. Аз сметам, че навсякъде съществуват има кадърни хора. И окрет къламени, каре сунт куминт ши пот, сунт песте тот. Шла нош лавой ши ламен каре... Трябва да борят хората и да, да правят тия управленски процеси да бъдат извършени. Și noi, ca oameni care conducem, noi trebuie să avem gândirea la oamenii, să le fie mai bine, să gestionăm mai bine și îmi visez de timpul în care ние ще знаем какво има на територията. Румънци ще знаят какво има на територията. Să știm precis tot ce aveți voi pe територия Румъния și noi pe България, но nume județul Giurgiu, districtul Ruse, dar și invers. И ще има възможност за... Și să avem posibilitatea de a... Сътрудничество и за обмяна на култура и идеи. De schimb de cultural mult mai mare. Еначе в личен план да, поздравя на всички. Да, по план персонал, урез сънатате. Да са живи и здрави и да спазват мерките, които са... Се респекта масурили. На ситуации де пандемия. Да. Страхотно много ви благодаря за тази покана. Но ме мулцумеск мут пентру ачаста инвитация. Защото можахме в един свободен разговор. Pentru că într-o discuție liberă. Без напрежение сценарий. Nu mă simt așa cum stresat. Da, sunt liniștit. N-am pregătit nimic da, pentru emisiune. Întrebări fixe sau... Da, să scajem за нещата, които ne болят от двете страни на Дунава. Да, care sunt puncte slabe, puncte tare, să ne spunem ca între prieteni, ce, exact. Като между приятели da, си говорихме. Mulțumesc încă o dată. Și când e cazul, chiar să ne tragem de mânecă. Să ne atenționăm. Da, обаче и да се така да се дърпваме за ръкава, когато е необходимо. Но май се инвит, Джурджувен, пот се ле спун клипа. Pe 17 септембрие Джурджувен ла Русе începe фестивалul Зиле музикале Мартия de музика класика, симфоника. Cine dorește... În aer liber, nu? Nu. Da, nu este în aer liber, așa cum este festivalul George Enescu, dar dacă sunteți invitați, le unde să mă uit? Le iubesc pe giurgiuveni, vă mulțumesc că sunt cetățeancă de onoarea Giurgiului și urez din suflet sănătate tuturor. Încă o dată cer scuze pentru toate greșelile care le-am făcut. Mulțumesc din suflet. Nicio problemă. Eu vă mulțumesc și că respect. Ați venit, că ați acceptat bulgudăria invitația la emisiune. Din păr ce uvăjihte nașta pucană. Mulțumim. Și o să vă invit și altă dată cu altă ori. De câte ori va fi cazul? De câte ori va fi ceva de transmis? Нещо да ние да кажем, да дискутираме, да споделим. Și noi vă stăm la dispoziție oricând. Okay, mulțumim. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea. I-am avut invitați pe prefectul districtului Ruse și pe directorul executiv al Euroregiunii Danubius Giurgiu Ruse. Sincer, nu știu când ne vom, care e următoarea emisiune, dar cu siguranță vă spun că marțea viitoare o să facem o analiză politică la sânge a clasei politice cu fostul primar al municipiului Nicolae Barbu. La revedere și aveți grijă de voi!